Radio Moldova. Al meu, al teu, al tuturor, al tuturor. Bună seara, drăguță. Azi o să afli cum a vrut cândva umbra să biruie soarele. De mult, de mult, pe pământul nostru era foarte mult căldură și lumină. Oamenii proslăveau în versuri și în cânt pe bunul soare, ce nu apunea niciodată. Însă bătrâna vrăjitoare întunericului, umbra, îl invidia. El strălucea atât de tare că dânsa n-avea unde să se ascundă. S-a gândit mult cum să capete măcar o părticică din puterea soarelui. Și vezi ce a venit în gând. A început să toarcă niște fire negre și să țese din ele pânză. Odată când soarele obosise și adormise, umbra a aruncat pe cer vălul său mare negru și pe pământ s-a făcut noapte pentru întâia oară. De atunci e întuneric pe pământ noaptea, iar soarele a trimis la oameni pe surioara sau lună. Ea avea o coroană fermecată care lumina totul în jur. Umbra s-a mâniat și a început a frânge bucățele din coroana asta și a le arunca peste tot. Aceste bucățele cădeau pe vălul său întunecos și rămâneau să strălucească acolo. Oamenii le-au zis stele. Însă coroana fermecată a lunii se făcea la loc cum fusese. Și pe cerul întunecat străluceau tot mai multe stele. În fiecare dimineață ieșeau pe un munte înalt fiica soarelui, Aurora, să-și peptene părul de aur. Cu zâmbetul ei se începea fiecare zi. Ea venea și seara și oamenii așteptau acum mai liniștiți noaptea. Ei, atunci răutăcioasa umbră s-a supărat și mai mult. Odată când soarele lumina sus pe cer, slugile umbrii au intrat în palatul lui, au răpit-o pe frumoasa Aurora și au închis-o într-un palat de gheață. Nimeni nu o putea elibera. Treceau ani. Într-o zi un tânăr vesel de pe pământ, fiul unui meșter sticlar, a auzit de frumoasa Aurora și se gândea mereu cum să o scape de robie. S-a dus chiar și la o zină bună să se sfătuiască cu dânsa. Taina eliberării ei e chiar în meseria ta, răspunse zâna. Fă să treacă razele soarelui prin sticlă și atunci ele vor fi mai fierbinți ca focul. Tânărul s-a gândit mult la vorbele ei. Apoi a meșterit o sticlă roșie rotundă și s-a pornit spre palatul de gheață unde era închisă Aurora. Aici a îndreptat sticla spre palat, soarele s-a privit în sticlă și a unit razele într-un mănunchi fierbinte și a început a topi închisoarea de gheață. Frumoasa Aurora a fost eliberată și a început iar a ieși fiica soarelui în fiecare dimineață pe culmea muntelui ca să-și peptene pletele de aur. Oamenii văd zâmbetul și se bucură. Însă umbra cea rea nu s-a liniștit. Tot una își aruncă mereu vălul de întuneric pe cer și dezbate bucățele din coroana lunii. Uneori, în ciudată, vrăjitoarele arunc pe pământ. Și atunci oamenii spun, a căzut o stea. Însă coroana lunii se face iar întreagă. Așa că umbra nu poate birui soarele. Dorm, drăguță, că e târziu. Noapte bună!